mi subliniere care importanta lui Tudorel Toader, ce modificări se fac în Ministerul Justiției. Ministerul Justiției a anuncat ce suplimentează numărul de posturi la concursul organizat, în perioada martie-iulie, pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judectorilor sublinierei procurorilor din aparatul propriu al Ministerului Justiției sublinierei Institutului Național de Criminologie, conform Ager Press. Astfel, se suplimentează cu 5 numărul de posturi scoase deja la concurs, 26. Prin memorandumul cu tema aprobarea organizării concursurilor / examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției, aprobat în subliniere din CA Guvernului din data de 29 martie 2018, s-a aprobat organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din aparatul propriu al Ministerului Justiției. Având în vedere cele cuprinse în acest memorandum, numărul de posturi la concursul organizat în perioada martie-iulie 2018, de Ministerul Justiției, pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judectorilor sublinierei procurorilor, se suplimentează cu 5 posturi, repartizate astfel. În cadrul Ministerului Justiției, Direcția Elaborare Acte Normative, 2 posturi, Direcția Avizare Acte Normative, 2 posturi, Serviciul Profesii Juridice Conexe, 1 post. Celelalte mențiuni din anuncul publicat în data de 23 martie 2018 rămân neschimbate, a precizat un comunicat al MJ.